Salut! Trebuie să prind astăzi o căprioară cu coadă albă, dar trebuie să fiu un mascul și să-l iau dintr-un singur glonț la inimă. Asta e partea care mă îngrijorează pe mine puțin. Am reușit să descoper zonele care le folosește căprioara cu coadă albă. Sunt aici, am zona asta unde o să se culce, e ora 12 și pare că pe la 1 s-ar culca. Pe la 1, deci suntem pe la 12, ar trebui să vină să se culce în zona unde se culcă. Așa, trebuie să iau un mascul, da? Am reușit să înțeleg și care e treaba cu trofeul, deci distanța influențează trofeul și tot ce sare de 350 de metri. De fapt, 200, tot ce sare de 300 de metri, deja mi-e foarte greu să-l lovesc unde trebuie, cât să-l pot lua, să moară. Am încercat eu și n-am reușit. Așa că în momentul ăsta aștept. O să sar până în momentul în care o să văd ceva mișcare pe aici. Tot cu Nvidia GeForce sunt, de data asta cu un RTX 2080, nu știu în ultimele jocuri, nu, în ultimele ore pe care le-am jucat în joc, mă băga mereu pe un RTX 3060 care e mai prost decât, e o placă video mai proastă decât RTX 2080, plus că nici conexiunea nu era grozavă, aveam 50 pe aici, nu mi-am uitat să fi prins în episodul trecut. Și am descoperit eu că unde eram? E pe aici, setări. Deci suntem pe ultra și high, am dat vegetația, foliage ăsta. Vegetația pe medium, aș fi vrut pe low, dar se vede foarte urât. Pe high sau very high, influențează foarte mult cum vezi fazanii, rațele, tot ce e mic. Pentru că îți pune iarbă în față. Și căprioarele de la distanță mare nu mai poți vedea. Din cauza asta am renunțat la efectul ăla vizual, pentru că mai mult mă încurcă decât să mă ajute. Și totuși se vede destul de bine, chiar și cu medium. Până la urmă influențează doar iarba și cam atât. Bun, hai să vedem dacă apare ceva până la ora 1. Hai să scot eu ăsta, că nu e nevoie. 12, hai că nu mai e mult. Să sperăm că vine să doarmă căprioara. Hai că am așteptat destul, nu apare nicio căprioară. Cred că revin ziua următoare. Eu am fost până să fiu aici, am tras în ele aici. Și s-a dus în partea asta. Apoi m-am gândit eu că poate o să țină cum să vină din nou în partea unde dorm, dar văd că n-au mai apărut. Asta fiind pe la ora 9, 10. Pe la 9 sau 10 eram aici. Dar încă n-au apărut în zona asta. M-aș duce acasă. În partea asta, bine acasă, la vecinul ăsta, cabina lui, cum îl cheamă pe ăsta, pentru ăsta fac eu misiune acum. Dar cel mai probabil asta cred că o să fie soluția cea mai bună. Mă duc acasă, la cabina lui ăsta. Mă culc. Văd că n-am apare nicio căprioară pe aici. Mă culc și revin după aia. Hai să facem așa. Space. Ne culcăm. Unde ne culcăm? Culcare. Și mergem, stai că nu e bun. Ciclopedie. Animare asta. Să mă trezesc la 5 dimineața, o să fie întuneric rău. Mă ajut să slep tot când sunt la apă. Deci undeva la 8. La o jumătate ajung la apă. La 8 mă bag să mă trezesc. Unde e patul? Aici. La 8.
Așa, am ajuns la lângă lac aici. Am ajuns lângă lac. E aproape 9. Pot să văd în cazul în care apar. Eram cu simțul vânătorului care face totul să pară mai întunecat. Hai că le văd eu de aici, dar nu o să pot să trag de aici. Cum cobor eu acum? În partea aia vântul bate spre... O, ai exact greșit. Vântul bate exact spre ele. Să cobor pe aici, mă? Reușesc să cobor pe aici? Nu, că alunecă și nu e bine. Să o culesc pe stânga sau probabil prin partea aia e mai bine. Hai să văd dacă reușesc să ajung pe partea aia. Hai, mă. Am coborât eu mai lângă lac, dar nu știu dacă o să mă ajute asta. Poate sunt prea aproape de ele, în cazul în care o să apară. Momentan nu se vede nimic pe aici. Ba da! Ba da! A, dar nu sunt ce îmi trebuie. Îmi trebuie whitetail, asta e muldir. Ia. Nu-i niciuna? Au venit astea, dar unde sunt restul? Ale mele unde sunt? Ale mele nu beau apă? Nu e niciuna, mă, din alea? Nu e niciuna. Mul. Whitetail. Nu cred, mă, zi, mă, ca și muldir. Mul. Whitetail îmi trebuie. Nu vin ale mele. Păi de ce că sunt bine aici? De ce nu vin mășele? Vin acum? Nu se văd. Încă nu se văd. Ce, le-au băut? Gata, au... A, nu, n-au plecat. Sunt acolo. Mă, sigur nu sunt. Dar are, uite, are coada albă. Sunt la fel. Muldir. Bă, le confund. Muldir. E. S-a culcat. S-au culcat lângă apă, bă. Păi și astea nu vin, mă? Băi, deci îmi trebuie... Asta cred că e muldir. Whitetail? Păi și asta e? Whitetail. Asta e muldir? Uite-mă că ăstea n-apar că beau apă aici. A, pentru că n-am citit eu zona că bea apă acolo. Trebuie să citesc pe margine ca să... să-mi apară că e zona de băut apă aici. O să merg după aia să fac și asta. Asta iarăși nu merge. Apare că bea apă aici. Uite-mă, whitetail deer. Whitetail deer. Pot să bea acolo apă. Deci pot să mă duc în partea asta de sus. Să mă duc în susul râului. Posibil să fi citit greșit. Deci nu aici. Astea beau apă aici. Dar pot să bea apă și acolo. Poate mai am o șansă să le prind. Astea clar sunt mult dir. Bun. Plec repede în partea aia, poate reușesc să mai iau ceva. Gata, mă, le-am găsit. Ăla e, mă, gata. Dă-i. E... Repede, să uite, sta la mine. Repede! Unde e? Băi, unde e, mă, că era acolo? A, uite.
aici. Un care sunt 100 de metri, deci dau 150 și dau ținta mai jos, care e mal masculul. Care ești, mă? Și cum e de la inimă? Stai asta în față, ăsta e masculul, gata. Hai mă că nu văd inima, bă! Deci 960 de metri, 100, trebuie să dau mai sus, da? Hai mă, nu-mi mișca. Nu l-am nimerit. Nu l-am nimerit, bă, nu cred. Nu l-am luat. Nu l-am luat. Zona de verificat pe acolo. Nu l-am luat, mă, nu știu cum. Deci aici era zona unde au băut ele apă, mă. Băi, incredibil sunt. Incredibil. E clar. N-am dat la inimă. Mai încerc o dată ziua următoare. Poate am norocul să le prind în partea cealaltă. Mai e clar că nu e niciuna. Nu au mai venit. Nimic. În situația asta, n-am decât să încerc partea asta cu apa. Asta încă nu le-am studiat destul să văd. Poate să e o zonă prin care mănâncă pe aici. Deci aici nu mai vin. Mă duc în partea aia. Poate reușesc să găsesc ceva acolo. Gata, am găsit-o. Au venit și astea, dar vin din partea aia. Le-am găsit. Credeam că vin din stânga, dar vin din dreapta. Le-am găsit. Deci asta. Uite-ne mă că au venit. 46 de metri. Fără mișcări bruște. Deci mă uitam degeaba în dreapta că ele sunt în stânga. Gata, mă. Ăsta. Perfect, adult. Gata, dă-i. Zi. Calmă, stai puțin, stai puțin. Avem distanța, mă. 123, da? 123, mascul. Dă-i repede pe armă. Stai să nu mă grebesc, să nu mă grebesc. O fi de cât ăla? Mai sunt și în părțile alea? Cum fac, bă, las că-l iau pe ăsta. E destul. 150 de metri am zis, da? 130. Puterea e destulă. 116. Inima. N-a căzut, n-a căzut, nu cred. Ba da, a căzut. Ăla e inima. Inima. Hai mă, repede, 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 repede. Dă-i, dă-i. L-am luat, mă. Am reușit să-l iau acum pe final, în a treia zi. În a treia zi. Mă uitam în dreapta, dar ele veneau din stânga, bă. Ora 9:17. Au fost punctuale. Exact pe timp au venit. A căzut înseamnă că l-am luat. Un glonț. Inima, zic că e bine. Zic că e bine. Claim. I-am dat inimă și... I-am dat și inima și plămânul stâng. Și inima și plămânul stâng. Bun. Trofeul i-am dat bine dintr-un glonț. Bine. 244. Da, am dat de la distanță mică, nu-i problema asta. Și dacă-l dau acum să-l vând, mi-l bagă. Misiune completă, mă! Băi, ce tare când m-am chinuit, mă! Când m-am chinuit! Când e dată bine, zice...
Ok, o grămadă de sânge, lot of blood. Bine, mă, așa. Suficient pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!